România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cei mai mulți dintre noi au probabil o senzație de uluială când ies de la magazin sau pleacă de la piață. Suta de lei nu mai valorează mare lucru și de fapt nu prea mai cumperi nimic cu ea. Mâncarea s-a scumpit în ultimul an, în unele cazuri și cu 30%. Iată exemplul cartofilor. Și stați să vedeți ce va fi când vor ieși roșiile. Dar problemele mai mari stau să vină. FMI a transmis un avertisment internațional că prețul la mâncare va crește și în perioada următoare. Asta se datorează războiului din Ucraina, dar și sancțiunilor aplicate Rusiei. Cele două fac cam o treime din exporturile mondiale de cereale. Iar asta, prieteni, nu poate să nu lovească și România, oricât de mare producător ar fi ea. De asta, astăzi, vă invit să discutăm prezentul și să vedem un pic viitorul, care este situația României, unde se vor duce prețurile, cum le putem stăpâni și ce trebuie să facă statul în ecuația asta. Vă chem la o dezbatere în care puteți fi și clienți, dar puteți fi și producători sau vânzători, oameni care lucrează pe lanțul acesta, în industria asta a mâncării. Voi ne puteți spune mai bine cum o să arate viitorul, căci aveți deja semnale. România produce, hai să spunem de la început cum arată situația, România produce destule cereale încât să acopere nevoile pieței interne. De fapt, producem cam de 4 ori mai mult decât ne trebuie în acest moment. De asta, culmea în această perioadă s-ar putea să fie una bună pentru marii agricultori români, care pot avea și câștiguri bunicele din ce nu se mai exportă din Rusia și Ucraina. România nu are însă destule resurse pentru carne și lactate pe care le importăm sau le importăm ca să procesăm mâncare unde ingredientele sunt aduse tot din import. Faptul că motorina și procesarea se scumpesc va duce la scumpiri la raft, dar până unde pot merge acestea? Mai ales că lumea în condiții de criză ar putea să mai și reducă din consum. Marea temere a tuturor este că odată stricat echilibrul, prețurile la o parte din mâncare să devină prohibitive. Și asta o să-i lovească evident pe cei săraci, care vor cumpăra și mai puțin și mai prost. Pe de altă parte, prețurile mari, ce să vezi, vor distribui o parte din bunăstare și în lumea rurală din România. Adică unii oameni vor face ceva mai mulți bani. Cum ne pregătim însă de un șoc pentru majoritatea populației, dar și de ceea ce ar putea fi o oportunitate pentru afacerile din România? Stăm deocamdată pe o avere, dar accesul la această avere este foarte, foarte scump, iar statul este așteptat să vină cu câteva soluții. Întâi de toate, trebuie să se asigure că avem și vom avea stocuri și că, cu ajutorul acestora, poate juca o parte din prețuri. De asemenea, trebuie să asigure un acces echitabil tuturor la mâncare și să construiască un sistem care să-i ajute pe producători și distribuitori să nu ducă prețurile la cer. Și da, poate reușim să procesăm, adică să producem mai multă mâncare la noi. Vă propun o discuție pe două planuri, între clienți, dar și cei care lucrează în industrie. Puteți să ne sunați, fie că sunteți unii sau alții. 0372069599. Îl repet, să ne puteți suna întâia oară de unde vreți voi din țară. 0372069599. Ce aliment s-a scumpit cel mai tare în ultima perioadă? Care dintre aceste scumpiri te afectează cel mai mult? Dacă ești producător sau vânzător, până unde estimezi că vor merge prețurile? Și ce măsură de stat ar fi de ajutor în săptămânile și lunile următoare? Da? 0372069599. Până la urmă, ce cumperi cu 100 de lei? Această dezbatere este și pe Facebook la Europa FM. România intră în direct acum cu Răzvan. Salutare, bine ai venit la noi! Salutare! Eu sunt din perspectiva unei persoane care cunoaște foarte bine partea de transport de pe traseul acesta al alimentelor. Și în momentul de față, foarte mulți transportatori, fie că vorbim de cei mici care sunt subcontractori pentru entități mai mari, sau fie că vorbim chiar de companiile cele mai mari din zona asta,
au o foarte mare problemă, pentru că mai toate contractele pentru anul în curs s-au negociat cel târziu în noiembrie anul trecut la un preț al carburantului care acum este undeva la 1,3, să zicem, față de prețul estimat și calculat atunci. Și în momentul de față mai toți transportatorii, pentru că, mă rog, marile lanțuri de hipermarketuri și așa mai departe, momentan nu cresc prețul în România, cel puțin, dar nu numai, au ajuns să ruleze în pierdere. Adică pentru voi, companiile de transport, lucrați zilele astea în pierdere? Da, pentru că motorina e undeva în jurul a 30% din cheltuiala, constantă a activității acesteia. Dacă nouă ne-a crescut cu 30% din estimare, brusc, asta înseamnă că în loc de 30%, noi acum avem o cheltuială în jurul a 40% din ce estimate. Iar în transport, marja medie pe care companiile o practică, să știți că undeva în jurul a, hai să zicem, 5%, plus minus. Deci în momentul în care tu ai un impact prin creșterea unei cheltuieli, practic de 10% pe tot ce tu anticipați, tu ajungi să urlezi efectiv în pierdere. De ce zici în momentul ăsta spui că hipermarketurile nu sunt de acord să vă dea prețuri mai mari? În momentul de față există o discuție foarte puternică, pentru că deja subcontractorii mici încep, nu își pot permite, nu sunt de acord și e normal să vină cu bani de acasă ca să facă această activitate. Și există un oarecare risc, dacă situația asta se va perpetua mai mult de o lună, o lună jumate, ca pe lângă problema de creștere în sine a prețurilor, să avem și o problemă de aprovizionare din motive și de protest în zona logistică. Mm-hmm. Dacă adică ar fi să faci o scumpire, Răzvan, dacă faci o scumpire la tine, la firmă, cu cât ai scumpi toată treaba asta, ca să stai pe o linie de plutire, să știe toată lumea? Păi, dacă ar fi să fac o scumpire... O scumpire onestă, care să te țină și pe tine profit? Da. Da, am înțeles. Undeva în jurul a 10 eurocent pe kilometru ar fi... În procente, în procente zi, în față de cât faci acum. În procente înseamnă mororles 10%. 10%. Deci, ca să funcționeze treaba acum, transportatorii ar trebui să mai pună un 10%. Asta ca să compensăm creșterea momentană de motorină. Speranța este să nu... Adică, cumva, creșterea asta să... Cam asta să fie plafonul maximal al prețului motorinei pe o perioadă mai lungă de timp. Strict legat de România, acum există și o creștere foarte puternică a prețului RCA-urilor și asigurărilor. Sigur, da. Alte motive. Dar strict pe partea asta de carburanți, care să zic sunt cei care au afectat foarte mult în ultima lună, da, o creștere undeva spre 10% ar fi nevoie. Mulțumesc tare mult, Răzvan, om care lucrează în transporturi, cei care aduc mâncarea la magazine. Deci mai socotiți un 10%, că la un moment dat oamenii ăștia vor pune presiune. Poate nu 10, dar undeva hipermarketurile ori își vor da o pierdere, vor accepta o pierdere, ori se va găsi o soluție ca să fie transpusă în preț. Dar acolo vin mai multe lucruri la un loc. Adi, salutare! Bine ai venit la România în direct. Căutăm astăzi să vedem unde ne ducem cu prețul la mâncare. Domnul Striblea, eu vă spun din perspectiva unui simplu consumator. Ca să vă răspund la întrebarea pe care ați adresat-o, e un pic mai ciudat. Ok, eu am văzut efectele scumpirii, dar încă am să le resimt. Dar asta se datorează faptului că tind să fiu calculat în ceea ce fac când facem aprobarea, când o facem într-un mod cât mai responsabil și, mă rog, cantitativ mai mare. Și pe aspectul celorlalte scumpiri, noi tindem, de exemplu, să ne orientăm
spre a cumpăra de la producători locali pe cât se poate. Și, ce înseamnă? Adică te duci la supermarket și te uiți să vezi să fie făcută, să fie laptele românesc, să fie brânza românească, carnea de la noi? Deloc. Nu? Când spun producător local, mă refer că încerc să cumpăr din alte surse, nu de la hipermarketuri, fie de la oameni care pur și simplu grădinăresc, au bucățica lor de pământ și produc diverse. Păi și oamenii aia vin cu un preț care bate supermarketul, adică îți dau sursul? De cele mai multe ori, mult mai rezonabil. Sunt instanțe în care prețul poate să fie și mai mare. În cazul nostru considerăm că merită acoperit, pentru că e vorba și de munca omului, dar aia e altă tematică. Dar de cele mai multe ori găsim la prețuri relativ mai bune și diferența dintre un producător local de genul ăsta, cum spun, și un supermarket e următoarea. La respectiv om când mergi, ai pur și simplu, de multe ori pur și simplu poți să intri în grădina omului, sculești de ce ai nevoie și la final ți se face un calcul. Pe când supermarketurile... Da, pe când supermarketurile îți oferă o marfă clasată. Dar aici mă miră când îmi spui tu că găsești mai ieftin la producător decât la supermarket. Că supermarketul are capacitatea de a tranzacționa sute de mii de top de kilograme de, din produsul respectiv. Da, înțeleg că e o chestiune de calitate aici sau de la calitate, da, poate. Dumneavoastră ați adresat următoarea treabă, cum ar putea să mă regleze puțin prețul. Eu știu doar de atâta. În supermarket, în mod normal, există niște standarde care li se impun producătorilor și multă marfă nu ajunge pe raft pentru că se conformează standardelor de calitate. Dacă nu ne-ar deranja pe fiecare că vedem, nu știu, o urmă, o zgârietură pe o roșie și așa mai departe, poate ar fi mai multă marfă, poate ar fi și un preț mai rezonabil, de exemplu. Mult din ce se produce nu ajunge vreodată pe raft. Și de cele mai multe ori e pur și simplu aruncat la o parte. Și... Cât dai în plus anul ăsta? Ți-ai făcut o socoteală când îți faci coșul ăla de cumpărători? Cam cu cât dai în plus? Da, mi-am făcut o socoteală. În principiu, pe lună, la modul în care consumăm noi, două persoane mai exact, ar trebui lunar să am cost suplimentar undeva între 250-300 de lei maxim. Dar asta se datorează faptului că noi între timp am renunțat la multe alimente din anumite categorii și am învățat să le folosim în gătire mai responsabil, mai chipsuit. Ne-am îndepărtat de aceleași 10 clasice rețete pe care le practicăm în general românii pe cursul unui întreg an. Și asta a ajutat foarte mult. Foarte interesant. Mulțumesc tare mult, Adi. Asta e diversificare, deci trebuie să fii foarte rațional. În mare e cam cu 20% scumpirea de la alimente de la an la an, să știți. Dar poate puteți face un calcul acum și ne spuneți la 0372069599 dacă sunt oameni care țin statistici din astea să ne spună, domnule, cu cât dați mai mult de la o lună la alta în anul acesta. Am aici de la INS, astăzi zice așa, cartofii sunt mai scumpi cu 30% față de anul trecut, uleiul cu 26%, mălaiul cu 19% și făina cu 16%. Deci astea sunt scumpirile. Când vă zice la televizor că inflația e 8,5%, aia e inflația generală, în mod evident, da? Tarifele la gaze naturale s-au majorat cu 44%, prețurile la energia termică au crescut cu 20%, iar la combustibil cu 27%. Ștefan, salutare, bine ai venit la România în direct. Te salut, Cătălin, și pe toți ascultatorii. Felicitări pentru emisiune. Ai rămas unul din puținii jurnaliști cu coloană vertebrală, ca să zic așa. Da, mulțumesc. O să încerc să fiu scurt. În privința prețurilor, părerea mea este că statul ar trebui să se implice un pic mai mult, deoarece se există anumite pârghii prin care să elimine samsarii din piețe sau să elimine prețurile umflate ale unor magazine foarte mari care profită de o anumită situație și umflă prețurile artificial. Inclusiv pe partea cu carburanților, ați văzut ce s-a întâmplat ultima oară cu
boala asta, deci de săpun. Tu crezi că, tu crezi că prețurile nu reprezintă realitatea, prețurile astea de la supermarket? Adică eu profitul e supradimensionat? Prețurile în general sunt supradimensionate. Eu lucrez în comerț și observ, e adevărat, ceea ce vând eu prin firma unde sunt angajat, nu vând alimentare, vând alte tipuri de echipamente, mai precis echipamente de protecție a muncii, dar observ, de exemplu, în produsele, ce preț avem noi la firmă și ce prețuri au aceleași produse care sunt într-un mare magazin de bricolaj din și care România. E, care e diferența? Nu știu dacă, să știi că la alimente se lucrează imensă, cu o marjă foarte mică. La cât? Este imensă. Ceva la 200%, ceva de genul ăsta. Dar la alimente, să nu înțeleagă lumea, la alimente se lucrează cu marje mult mai mici, adică acolo se știe că marja de profit pe toate lanțurile e mult mai mică, se face din volum. Să nu înțeleagă lumea acum că sunt toate alimentele cu 200-300%. Dacă un magazin, eu mă chinui să nu dau nume, că știu că nu e voie în emisiune, așa, dar dacă un mare magazin de alimentar cumpără de la țăranul din Dâmbovița castraveți cornișon cu un leu și tu îi vezi în magazinul respectiv cu 4,20 lei, nu ți se pare a fi un preț de-a dreptul nesimțit? Da. Și așa sunt multe chestii care se întâmplă și la roșii și la multe altele. Deci dacă statul s-ar implica un pic mai mult în această verificare a activității comerciale și a corectitudinii ofertării, poate așa s-ar elimina și aceste prețuri umflate, poate așa s-ar elimina și samsarii din piețe. Eu nu te contrazic decât până la un punct, Ștefan. Știi care e punctul acela? Acum, toată lumea se plânge, în toată Europa și în America și în China se plânge de prețurile mari, adică ele nu sunt, prețurile astea mari, numai un dat al României. Într-adevăr, ceea ce spui tu e o problemă care în România vine din trecut și care punea niște prețuri sub niște semne de întrebare. Adică e posibil ca pe lanțul ăsta cineva să fi lucrat cu profituri foarte, foarte mari. Dar scumpirea de acum, eu nu o văd ca una speculativă. Ea reprezintă niște chestiuni legate de o criză internațională și de război. Eu așa o văd, adică văd încă o treaptă peste ceea ce spui. În momentul ăsta, dar până să înceapă războiul atâția ani de zile, trebuie să spunem și lucrurilor pe nume, că statul are o implicare aproape spre zero în acest domeniu. Okay. Iar acum, dacă n-ar fi fost cum a fost bula asta de săpun cu benzina și motorina, că se scumpește peste noapte și a început haosul în toată țara la benzinării, dacă statul s-ar fi implicat și ar fi luat niște măsuri mai din timp de reglementare a acestor prețuri la combustibil, n-ar mai fi avut loc această nebunie. E adevărat, aici avem mare nevoie și de puterea presei, care are o putere de informare foarte mare, bineînțeles, a presei corecte, nu gen... Da. Să știi că lumea aici cu presa corectă, fiecare poate să-și aleagă. Mulțumesc tare mult, Ștefan. Adică în piața presei din România puteți să vă alegeți și să vedeți cine de-a lungul timpului v-a dat informații exacte. Nu căutați să trăiți într-o lume legată de opinii, musai. O presă care vă satisface doar opiniile nu e o presă întru totul folositoare. Gândiți-vă și la informații. Da, aș vrea să ne spună, poate sunt oameni care lucrează în zona asta, e chestiunea asta a prețurilor speculative, adică pe lanțurile astea către hipermarket, supermarketuri? Asta e marea problemă, prețul speculativ? 0372069599. Uite, mă uitam aici ce spunea un legumicultor. S-a scumpit prețul de vânzare al roșiilor la caserolele de 250 de grame, cam cu 20% față de anul trecut. Deoarece, deci de la el pleacă, da? Deoarece prețul combustibilului, peleții pe care îi folosim noi pe căldură, s-au scumpit și ei anul acesta. Avem o scumpire chiar dublă față de anul trecut, spune omul ăsta aici. Titi, salutare, ești la România în direct. Cu respect ție și ascultătorilor pe Cătăline, lucrez în Sia Cărnii, dacă ți-aduce aminte mai prin toamnă, ți-am arătat eu o poză cu ce a făcut uscată făcută de mine.
Așa. Noi avem cheltuieli de producție din industria în care lucrez eu. Peste tot, peste tot. Avem gaz, avem curent, mijlocul de transport, cel care transportă marfa, încarcă prețul după aia prin cheltuieli care le are în plus. Pe de altă parte, acela se calculează, cât știi eu, procentual la cât costă litru de combustibil, nu, în jur de 60%. Okay. Deci dacă motorina este 8 lei, înseamnă că 4,80 lei este acciza. Nu zic că nu este o criză a prețurilor la nivel mondial al energiei. Numai tot timpul pe noi, ca țară, ne găsește cu pantalonii în vine, într-un fel așa. Nu sunt de pregătiți. Se aduce lapte pentru procesat din Ungaria, pentru că acolo sunt subvenții mai mari. Hai să le luăm pe rând. La noi, la subvenții, se stă prost. Știu, se stă mai prost ca în alte părți, dar nu-s puțin banii. Hai să o luăm pe rând. Hai să stăm un pic la afacerea ta, ca să nu le amestecăm. Deci, în momentul ăsta, în martie 2022, cu cât produci mai scump față de anul trecut? Că sigur ai un calcul. Mult, cu mult, Cătălin. Cât? Cred că cel puțin 30% sunt cheltuielile mai mari pe ansamblu. Uh-huh. Și tu cu cât scoți produsul mai scump? Suntem puțin în situația să luăm și salariul. Nu la care se pune inflația și la brut se pune la oameni, nu la net, nu? Da, să știi că eu nu te critic, dar te întreb, tu de pe linie când scoți produsele, cu cât le scoți mai scumpe către unde le distribui tu? Față de anul trecut, cam cu cât? Între 15 și 20%. Între 15 și 20%. Și estimarea... Asta de porc a fost 8 lei, este 12 lei. Sunt reamitare, poate să fie 14 lei. Ok, vine și Paștele, o să vinzi ceva mai mult și mai sus. Cu cât te duci mai sus, tu sigur știi lucrurile astea în următoarele luni, în următoarele 3-4 luni. Este imprevizibil. Noi, ca producători, așa, și chiar și cei care lucrează în vânzare cu amănuntul, așa, avem niște relativ master planuri, să spunem. Uh-huh. Poate relativ vânzare să fie la fel. Numai depinde foarte mult de eu știu, consumatorul final, de posibilitatea lui de a-și drămâi bugetul pe gaz, pe curent, pe consumul casnic și, într-adevăr, să pună ceva pe masă și de sărbători. Dar totul, Cătălin, eu am vrut să mă întâlnă la vreo două emisiuni, te rog. Da, unor reușesc, unor nu, de bugetul nostru, cum se formează și cum se cheltuie. Până nu se face o reformă a mega-aparatului de stat, nici o infuzie de capital, pentru că eu înțeleg că 90% din buget sunt cheltuieli pe pensii și pe salarii. Uh-huh. Cu 10% nu poți face subvenții, nu poți face cârpeli în economie, nu poți face autostrăzi, doar pe fonduri europene, poate. Până când nu se reduc cheltuielile acolo, nu se reduce nici presiunea pe acciza de la combustibil, pe suprataxarea salarială și așa mai departe. Asta este marea noastră problemă. Este un mega aparat care consumă foarte multe resurse. Le-aș recomanda la băieții de la Parlament să renunțe poate la clădire. Este energofagă. Dacă sunt patrioți adevărați, da. Ei trebuie să reducă primii cheltuieli. După aia noi. Statul înseamnă și noi contribuabile. Nu? Am reținut. Așa văd eu, ca un producător. Titi, deci am reținut. Subvenție și acciză în ce te privește. Absolut. Subvenție și acciză, astea sunt măsurile. Mulțumesc tare mult, un om care face carne în România. Atenție, scumpirea de la an la an este de 20%. Și pe lanțul ăsta, sigur că mai adaugă și ceilalți care vând. Îmi scrie colega noastră Viorica Ștefan, zice așa, am făcut un calcul de pe un bon de 230 de lei, aș fi dat doar 104 lei dacă aș fi luat doar banane, portocale, salată verde, ridiche, castravete, lapte și orez, lapte de orez pentru copilul cu alergie, da? Și ardei, capia, prosoape, hârtie, un iaurt de 216 grame și 500 de grame de telemea de capră. Cam ăsta e. Bonul este din 5 martie. În cazul meu, cel mai mult s-a scumpit telemea de capră. Anul trecut, în octombrie, era 35 de lei pe kilogram, acum e 50 de lei și 90 de bani pe kilogram. Tudor, salutare, ești la România în direct, producător, client, transportator. Salutare, nu sunt nici
transportator, nici producător, lucrez în domeniul agribusiness. Și vreau să spun următorul lucru, pentru că tot ce înseamnă producția de materii prime sau de procesare în România sunt total dezechilibrate cu ce aveam nevoie. Adică? Mă refer că în loc să ne concentrăm mai mult pe procesarea materiei prime, noi ne concentrăm, de fapt fermierii se concentrează pe producții de cereale pentru export. Ei sunt concentrați doar pe business. Și atunci, costul unui aliment este format din costul de producție, procesare, logistică și adausuri comerciale. Dacă reușim să facem un circuit al produselor în țară, așa cum îl fac Polonia, că până în anul 2030, cred că vor să pună pe piața din supermarketuri până la 80% din produse fabricate și procesate la ei în țară. Așa ar trebui să aplicăm și noi o politică. În cazul în care reducem toate procesele respective de adausuri comerciale, și aici mă refer la gruparea fermierilor în cooperative, ceea ce există o problemă în ziua de astăzi, pentru că nu sunt fonduri specializate pentru cooperative și pentru procesare, și la fel e o problemă și de mentalitate a producătorilor. Asta ce înseamnă? Înseamnă că micii producători mai au o reticență la tot ce înseamnă cooperativ, pentru că îi amintești de timpurile comunismului și atunci nu vor să se asocieze. E o problemă de încredere. Nu știu dacă mulți dintre ei care mai țin minte, exact, au 30-40 de ani, mai țin minte comunismul, dar e o chestiune de încredere unii între alții. Cum împarți, exact, banii? Cine câștigă mai mult? De ce acela singur în România e mai bine? Da, și mai este o problemă, pentru că tot ce înseamnă dotarea tehnică sunt concentrate, este concentrat în mare parte pe producția mare de câmp. Nu se mai fac, să spunem așa, nu mai este economie planificată sau producție planificată cum era înainte. Că la nivel național, să spunem, avem nevoie de atâta cantitate de cartofi, cereale, floarea soarelui, legume, fructe, pentru consumul intern. Ca să se poată distribui uniform pe zone, pe județe, anumite categorii de culturi, astfel încât să se poată aproviziona pe un traseu cât mai scurt. De ce să aducem în ziua de astăzi, dacă vreau să cumpăr niște fasole dintr-un supermarket, când mă uit pe ambalaj, sunt aduse din Egipt, din Neamar, din Zanzibar, nu mai știu, într-o țară agricolă ca și România, și să aducem fasole din altă țară? Păi explică-le oamenilor de ce se întâmplă asta, adică... În unele supermarketuri să aducem carne de porc din Germania sau din alte țări unde ar trebui să fie producție locală, pentru că nu e, să spunem, carne de struț care necesită o anumită condiție climatică. Bineînțeles, și politicile agricole nu sunt, să spunem așa, adaptate nevoilor fermierilor. Pentru că am auzit un interviu de la ministrul de agricultură de anul trecut, că după 3 ani de studii și cercetări au ajuns la concluzia că România exportă materie prime și aduce materie procesată. Bravo. Și exportă nu numai materie primă, dar și subvenții. Ei au avut nevoie de 3 ani de cercetare. Astea-s date statistice, le găsești oricând. Spune-mi altceva, Tudor, experiența ta, te văd un om priceput în domeniu. Ce scumpiri sau cât de mari vor fi scumpirile care ne mai așteaptă? Cu toți factorii pe care i-ai enumerat. 20% deja se observă în mare parte. Asta e de la an și pentru lunile următoare? Sau încă 20%? Tu vorbești de alți 20% decât ce? Cam încă 10% pe lună, să spunem. 10% pe lună? Da, acum în funcție și de categorie de preț. De exemplu, la tot ce înseamnă legume, da, aduse din afară, la care iarăși discutăm foarte de costuri foarte mari de logistică, așa, prețurile au crescut cam cu 30%.
De exemplu, okay, o salată iceberg, dacă era înainte 3,50 lei, o găseam în supermarket, acum este 5 lei, okay, chiar mai bine de 30%. Deci totul depinde de mai mulți factori. Unul este de unde se aduc și de costurile de producție. Cam când se oprește? Când reușește statul să intervină cu anumite mecanisme pentru a direcționa marfa către punctele cele mai apropiate, de a motiva supermarketurile să achiziționeze inclusiv de la micii producători, de a grupa micii producători pentru a scurta lanțul de la producție la consumatorul final, pentru că cineva produce și muncește și vinde cu 2 lei, iar la consumatorul final ajunge cu 5 lei. Toate astea sunt adausuri comerciale și transport, logistică, pe care consumatorul final le plătește. Și cel mai mult câștigă logistica, comerciantul, și pierde cel mai mult consumatorul final și producătorul. Mulțumesc tare mult pentru explicația asta, care e foarte bună. Nu uitați că pe fond de criză lucrurile astea se vor înnăspri. Mă uitam pe una dintre ideile enumerate de Mircea Coșa, care are o mare experiență în economie. El spune că în perioada viitoare statul are nevoie de un program de constituire a unor rezerve alimentare bine pus la punct. România are nevoie de un astfel de fond pentru că importă prea mult din mâncarea zilnică, iar aceste importuri, care vor fi, după cum ați auzit, din ce în ce mai scumpe, trebuie înlocuite cumva pe lanțul scurt. Vedeți, de asta domnul Chisnoiu, el e ministru agriculturii, știu că nu e foarte cunoscut, când apare la televizor, nu-i de ajuns să zică faptul că România are stocuri. Ok, e foarte bine că România are stocuri și că produce. S-ar putea să aibă nevoie de stocuri mai mari și mai complicate în perioada următoare, doar ca să țină prețurile. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, Mihai din Brașov. Mă auziți? Te ascultăm. Ok. Tocmai ce vă spunea antevorbitorul meu, prețul la salata iceberg real este 5,50 lei azi. Lucrez în Horeca de vreo 8 ani. Food costul unui mic restaurant a crescut de la 28 la aproximativ 35-38%. Prețurile, nu la prețurile produselor finite, în Horeca, ne-au lăsat pe noi, micii antreprenori, fără marjă de profit. Okay. Noi, momentan, lucrăm pe zero. Doar ca să ții oamenii la muncă, să ai o afacere, da, și, mă rog, să faci rulaj. Da, nu poți să închizi de pe zi pe alta din cauza unor scumpiri. Aștepți vremuri mai bune, dar după pandemie, acum urmează, au urmat o scumpire de 20-22% din decembrie până în martie. Preconizăm încă o scumpire de vreo 18-20% a materiei prime, vorbim. Mm-hmm. Păi și tu de ce nu ridici la tine la restaurant? Trebuie să fim competitivi și salariile nu au crescut cu 30-40%. Atunci clientul își poate și permite să cumpere un anumit produs când și încasează, dar atâta timp cât salariul a crescut cu 10-15% în domeniul Horeca, mă gândesc că ne vom lovi de un zid. Zid impus de client. Care nu va da, de a cumpăra. Sigur, că omul nu va vrea să scoată bani din buzunar. Oricum e o mare reticență în perioada asta, că oamenii nu știu ce se întâmplă cu războiul și criza economică și cred că vor vrea să consume mai puțin. Cred că asta e o mare problemă în momentul ăsta. Soluții? Soluții pentru tine, Mihai, în momentul ăsta? Adică ce vei zero face? Nu știu, aștept. Sunt în stand-by. Da. Îmi desfășor activitatea cu profit zero, okay, dar așteptăm vremuri mai bine. Da, asta s-ar putea să nu fie o soluție. Dacă l-ai avea în față astăzi pe domnul Ciucă, bănuiesc o cerere ai avea, adică ei spune să facă ceva, dar ce? Da, sunt prea multe. Prea multe, nu știu, nu vine nimic în cap. Da. E... Cel puțin ca să sintetizez, în domeniul Horeca este groaznic în momentul de față.
Nu știi cum, cu cât să vinzi, nu știi de unde să cumperi. Câți oameni? În două puncte de lucru, undeva la 16. Oh, ai mulți oameni, da. Activăm în mall-uri și de aceea lucrăm 7 din 7, 12 ore pe zi. Am înțeles. Da. Și bănuiesc că nici chiriile nu scad la mall, nu? În situația asta. Absolut. Da. Așa arată viața adevărată. Mulțumesc tare mult, Mihai. Nu am soluții magice la îndemână. Am doar probleme de ridicat. Este foarte clar că șocul pe care îl trăim o să fie semnificativ. Dar România în același timp are și câteva resurse. Cum o să le gestioneze? Vedem. Iulian, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua! Mă bucur că am intrat în direct cu dumneavoastră, domnul Cătălin. Sunt un administrator de un magazin alimentar de cartier care se confruntă exact cu aceleași probleme care le-au discutat și colegii dinaintea mea. Într-adevăr, când te duci la un market și ai un produs de bază, ce înseamnă ulei, făină, mălai, la un produs care îl ai la 45%, adaosă față de cum îl iau eu pentru un magazin. Unii cumpăr 2-3 baxuri să ne ajungă pentru o săptămână, 5 baxuri. Iar marketul respectiv mă gândesc că ia cutirul. Mă gândesc că ia angro și discută niște discounturi extraordinari mari. Și în momentul în care la mine este un produs, mă retrez la mălai, 5 lei, iar la marketul, supermarketul, 5 lei 70, vă dați seama că sunt niște... au costuri. Mă gândesc că au costuri. Mă gândesc că au distribuții. Au și adaos. Mă gândesc că au... Că teoretic la ei ar trebui să fie mai ieftin decât la tine. Exact. Eu la 5 bucks mi-a zis, mă, să aduc un palet. Îți dau 10% discount. Bun, dar eu... Unii duc eu la un spațiu mic de 60 de metri pătrați, magazin, cartier, să bag un palet. Mi-aduc 5 bucks marți, mi-aduc 5 bucks vine când vine de două ori pe săptămână distribuitorul, la fel și la ulei, dar în momentul în care discuți de cantități, de tiruri, și tu îți permiți să pui 40-45% adaos comercial, deci omul de rând suferă. Spune-mi, de la an la an, tu cu cât ai scumpit? Sincer să vă spun, lucrez cu două firme de produse din preparate din carne. Așa. O firmă de la Baia Mare, o firmă de la Fălticeni. Cei de la Fălticeni nu au scumpit deloc. Okay. De când s-a pornit nebuneala asta cu gazele, cu energia, cu războiul, cei de la Baia Mare, având distribuția în zona Moldovei, unde sunt eu, mai exact partani, costurile sunt semnificative. Deci, automat, trebuiau să pună acele cheltuieli care sunt în consum, în benzină, în tot ce înseamnă scumpirile astea enorme. Dar sunt alții care au ridicat prețurile fantastic pe baza consumului de motorină, benzină, logistică și tot ce înseamnă. Și tu astăzi mai ai profit? Adică, sau... Sincer să vă spun, ianuarie și februarie am dus bani de acasă. Ok. Eu nu am vânzare, chirie, trebuie să plătesc. Am utilajul de frig, ce înseamnă vitrină, frigorifică, congelătoare. Deci alea trebuie să le plătesc. Angajați, care trebuie să-i plătesc. La stat, ce mai este de dat, trebuie să dai. Și la un moment dat, când am tras linii, 0, 0, 0, chiar minus. Mulțumesc tare mult! Vedeți, acum o singură concluzie poate să aibă această emisiune. V-am și spus de la bun început că cei mai mici vor fi cei mai afectați. Mesajul guvernamental care spune că România are stocuri în momentul acesta nu este un mesaj care să rezolve nimic. Este evident că România nu va suferi de lipsa mâncării. Însă, în acest timp, majoritatea românilor vor avea probleme reale în a-și ține afacerile din zona asta și mai ales
în a plăti în această piață. Mulți dintre noi vor renunța la consum. Exact asta se întâmplă în momentul acesta. Ori ceea ce are de făcut onor ministrul Agriculturii și domnul Ciucă e să găsească mecanismele prin care să răspundă acestor scumpiri, fie că ele sunt sociale, fie că sunt de natură de afaceri. Ăsta e, de fapt, răspunsul pe care îl așteptăm. Nu faptul că în momentul în care lumea încarcă 10 baxuri cu lei, să le spui că sunt destule. Ok, sunt destule. Care este mecanismul prin care ai putea ca el să nu mai fie, știu eu, 7, 8 lei sau 10 lei în unele situații, ci să fie mai ieftin, să fie, cum să zic, unul care să poată fi potrivit cei sau multora dintre noi. De fapt, despre asta este vorba și la asta are de dat răspunsul România peste vara asta. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.